Da, cum am spus și la flash-urile de început, ne așteptam să fie un meci foarte greu, o echipă bună, cu jucători calitate, dar cum ai punctat și tu, consider că a fost un meci echilibrat. Este foarte greu de digerat această înfrângere. Dacă stau să analizez așa lucrurile de la început, prima repriză ne-au pus probleme pentru că au jucat foarte mult între linii și atunci, având calitate 1 la 1, am stat jos, am stat foarte jos, n-am reușit să ieșim în multe momente din treimea noastră, dar totuși, din punct de vedere defensiv, zic eu că știu, am închis culoarele adversarului până la urmă și n-au avut ocazii. Inexplicabil, adică ne punem semne de întrebare pe un fond de joc bun în repriza a doua, am luat două goluri, având pe început de repriză un start foarte bun, cu ocazie de 1 la 1 cu portarul, la Opruț, avem și acea bară, adică pe controlul nostru de joc, pentru că prima, să zicem, jumătate din cea de-a doua repriză, cred eu că am controlat jocul bine, am avut cursivitate și a venit acea greșeală când pe un atac pozițional am pierdut mingea, contraatac și gol. Pe care cred că am căzut puțin mental după acel gol primit. A venit și cornerul care până la urmă din acea fază n-a anunțat nimic. 2-0. N-am ce să le reproșez din punct de vedere al atitudinii. Au muncit foarte mult. Este clar că atâta timp cât le-am cerut și am stat sus în pressing, ei jucând minge lungă, având un atacant pe Lucasen care protejează foarte bine, a jucat pe un care vine cu fața, efortul celor care mergeau sus în pressing a fost unul mare și asta s-a văzut și pe final. Dacă scorul era doar 1-0, poate atunci băieții ar fi forțat, ar fi dat mai mult, să zicem, s-ar fi autodepășit, dar în momentul în care a venit și golul de 2-0 am arătat că nu mai avem forță de a reveni în joc. Cam asta ar fi, este o a treia înfrângere, nu ne este ușor, după o serie bună de jocuri și puncte acumulate, au venit trei înfrângeri, va trebui să le gestionăm, pentru că fiecare meci pe care îl vom avea de acum încolo este cel puțin la fel de greu ca cel din seara asta. Întrebări? Dacă nu, mulțumim pentru prezență. Mulțumim, mister. Seară bună!